Alexandru, tu ce dispute ai avut astăzi cu Alexandra? Nimic, mă acuză de niște lucruri pe care eu nu le fac. Și anume? Eu vreau să o întreb altceva acum. Eu te-am întrebat altceva pe tine. Ce ați avut de părțit? Mă acuză că sunt influențat de băieți. Din nou, Alexandra. Și că sunt Transformers. Din nou, din ce cauză vă spun? Din nou, din cauza nu, că dar este posibil să fi avut un material cu el? N-am mai ieșit. Din cauza că știi. Păi nu știu cauza. Crezi că are ținte directe? Da. Da. Zi, Alexandru. Vreau să o întreb dacă îi place de cineva din casă. Ai zis că îți place de cineva din casă. Da. Ok. Spune la eu cred, la nu, eu cred că, eu cred că băieții se pot comporta mai ok cu tine atunci când tu o să te concentrezi pe asta persoană de care îți place, înțelegi? Și demonstrezi că ai venit dacă în casă, pot să vorbesc, demonstrezi că ai venit în casă să faci ceea ce cere titlul emisiunii și descrierea bravo. Emisiunii. Bravo. Dacă eu nu mă concentrez pe acel băiat, păi nu te concentrezi, că tu stai să te victimizezi toată ziua. Vorbesc. Eu te-am lăsat. Nu mai vorbi. De ce ești falsă? Am dreptate? Dacă eu nu mă accesc pe acel băiat, înseamnă că am un motiv bine întemeiat. Una mai repede că te ții. Nicos și Ache, bun. Vă rog foarte mult. Taci, Alexandra, taci din gură un pic, te rog. Bravo. Și nu o spun să taci întâmplător, o spun pentru că îi rog tare mult în acest moment pe Ache Bono și pe Nicos să iasă afară, ieși și vorbiți cu camera mobil. Vă rog, hai. Faceți material afară. Dă-mi alunele alea că o să plec eu cu ele, că îmi place și mie cum arată. Treaba asta. Trebuia să pui în buzunar câteva. Zi, Alexandru. Păi am pus întrebarea mea, aștept răspuns. Scuză-mă, Alexandra, te rog să continui. Da, deci, motivele pentru care eu în momentul de față nu mă acces pe acel băiat este pentru simplu fapt că în momentul de față toți băieții din casă mă urăsc într-un fel sau altul. Și ți-am spus și de ce? Eu nu cred că acel băiat are sentimente pentru mine, una la mână, și doi la mână. Sunt alte lucruri la mijloc pe care nu vreau să le spun. Înțelegi? Deci am motivele mele foarte bine întemeiate și le veți înțelege în momentul în care eu voi spune de cine îmi place. Poate înțelegem mai târziu când revin eu și poate chiar te vei gândi să ne spui cine este domnul acel băiat. Da, motivele. Până atunci vă fur alunele și... Motivele tale bune întemeiate sunt ca să faci materiale. Nu, nu este vorba de luptat. Ba, lasă-mă, Alexandra. Sunt alte motive la mine. Mai întâi materialele, după aia relația. Motivele tale bune întemeiate să spui când ai o relație, de ce îți place la finalul emisiunii. Nici răspunsul a fost ăla. Eu nu înțeleg ce răspuns a fost. N-ai niciun răspuns. Nu-i niciun băiat. Ai zis-o doar așa să faci material. Niciun băiat. Un motiv foarte bine întemeiat este că... Bun întemeiat. Alexandra, dar tu n-ai de unde. Lasă-mă, mă, că dacă e de la puterea dracului, Alexandra, să vii aici să declar de cine să faci, cu cine vrei să faci. Alexandra, nu ai de unde. Că nu este băiat în casa asta cu cine să faci, cu tu la ce. Nu ai nevoie de Andra. Alexandra. Și tu acum a zis să zici că ai un motiv bun întemeiat pentru care... Nu, din gură, mama, că mai vorbești, Paul. Tac sau nu tac? Da. Alexandra. Vii. Da, de unde... Primul motiv, bine întemeiat. Pentru care eu nu spun de ce că de ce băiat îmi place din acea casă. Așa. Este că și ei îi place de același băiat. Cine? Și eu nu pot să spun lucrurile astea din cauza faptului că eu aș putea în momentul de față să renunț la acea plăcere. Aici. Pentru că pentru mine momentul de față este o plăcere, dar pentru ea este mai mult de atât. Deci este Ache Bono. Adriana s-a declarat că îi place de Ache Bono. Tarara! Îți curioși ce face aia? Sau ce zici? Nu uite, stăm. Asta e o pistă falsă. Ce face Alexandru? Uite, stăm. Deci, practic, e leșinată. Stăm așa. Acum? L-ai văzut. E o pistă falsă ca să se certe aia cu... Le pune cap la cap, poate le judecă și aia un pic. Se certe între ele. Nu, așa ar trebui, așa ar fi bine. În locul ea și în față și ea spune. N-ai nicio șansă că el... Nu, eu știu ce fac. Aia ar trebui să facă. Aia. Chestia aia ar trebui să se întâmple. Se întâmplă. E George. E George. Eu o să-mi deci, ieri cu toată ceaca, la George. George era aici, avea o ață. A venit Alexandra, i-a luat ața. George s-a uitat la mine. Nu, mereu, da.
Deci m-a bufnit râsul. Și eu am văzut asta. Și eu am văzut. Ești atentă la George. La orice gest care îl face el, tu ești foarte atentă la el. Nu m-am uitat la Adriana, dar de fiecare dată te-am văzut pe tine. Pentru că tu... Ieri eu stăteam acolo unde stai tu. Aici stătea Mădălina. Acolo eram eu, ia tu la Facebook jumătate ai fost cu toată cearta cu Achebono și toate astea. Nu era, acum două zile, nu mai știu când era. La toată cearta aia care a fost, deci în fața ta stătea George, ca și cum el era lumina ta și te duci imediat, te-ai luat tața de acolo. Da, și eu i-am văzut. Am văzut tața aia și mă dea la cam între ei. Nu înțelegi că și noi am văzut. Păi Mădălina a plicat. Și pe noi nu ne-a deranjat. Pe noi nu ne-a deranjat. Dacă văd ceva și pe dacă vă uitați, ori de câte ori vedeam ceva care mă deranja, eu mă duceam. Da, dar i-ai luat-o așa. Da. Dar nu, i-a făcut așa. I-a făcut așa. E așa. Așa i-a făcut. Nu, Mariana. De azi înainte te urmăresc ca orice. Sunt pe tine. Yeah. Ochii mei sunt pe tine. Dar tu de ce n-ai drept de replică? Încredere? Am încredere drept în drept. Replică. Drept de replică? În ce sens? Vreau și Paul, pune și mai mult. Paul, când ești aruncat în mocirul acum? Cum ești aruncat în mocirul acum? De ce n-ai drept de replică? Păi o să am drept de replică, când o să vorbesc cu ea acum. Eu dacă eram în locul tău, spre exemplu, nu acceptam treaba asta din cauza că mă folosești, mă simt că mă folosești. Exact cum i-am spus și eu. Bă, du-te mă și ia să-ți este din cap că nu... Du-te și cere explicație. Păi mă duc, dacă se poate și rog producția să-mi deschidă ușa, să mă duc sus. Că este la mine. Să mă duc să cer explicații pentru treaba asta. În momentul în care Adriana a zis că vreau să-l cunosc, asta înseamnă că a greșit? Nu. Nu. Nu m-am dus la el, vezi că te plac, vreau să fim... A spus dacă vrea să-l cunosc. Că asta am făcut și eu cu Și Cristi. Cu ce l-a folosit? Și eu. Și tu, Mariana, l-ai folosit pe Cristi? Probabil în viziunea băieților, da. Eu am spus destul de clar. Eu nu am încredere în el. Dar n-ai cum am să... anumite motive bine întemeiate pentru care eu nu am încredere în el. Și nu vreau să le spun. Dar nu te condamn, că nici eu nu am încredere în Cristian. Chiar nu am încredere. Păi și de ce acum că îl folosește? Cu ce l-a folosit, frate, în momentul în care se ducea Adriana măi, și lua de mână și zicea la fata mea, bă băiatul meu, bună! Vreau o relație, atunci da, puteai să fii... Bună ziua! Bună ziua din nou! Bine am asumat să vin aici să-mi iau pedeapsă. Marinescu, bine ai venit în casa Puterea Dragostei din nou. Bine v-am găsit toate. Cu ce gânduri, Marinescu? Cu gânduri bune. Explicați. De pace? Da, de pace. Hai, dar ia-ți pune de acolo. Hai, vină cu ce. Ești la judecat în acest moment, dacă vrei. Unde vrei, stăm aici, acolo? Hai, pe acolo. Vreți să vă închid ușa? Păi, dar ce bine, am uitat că avem... Lasă așa, că să mai auzim și noi ceva. Am auzit ce s-a discutat acum și vorbeau și băieții. Ideea e în felul următor. Eu te-am întrebat zile trecute dacă tu, în momentul actual, îți mai place de Achebono. Da, ce mi-ai răspuns? Ok, dar okay. Prefer să fii sincer, să fii sinceră sunt cu mine. Sunt foarte sinceră cu tine. Deoarece dacă am pornit ceva... Eu nu cred că am pornit ceva cu tine și ți-am spus destul de clar asta prin mesaj ăsta. Cu acel mai acordul meu să-i dea pedepsă. Asta să meargă el. Bă, dacă... Nu te-a fi... Dar ce făceai? Făceai poze? Ce-l-ai pe live? Băi, s-a declarat singur că lui plac astea urâte. Băi, nu faceți din astea, ne dăm foc, ce faceți? Am venit să ne dăm... Mai ți-e somn? Ne dăm foc unui altuia. Tam, tarararam, tarararam, tarararam. Am venit cu niște intenții ascunse la voi în casă. Dar de ce cobori așa, senzual? Pe vineri. Că sunt cadă. Bă, mă duc să iau o cană din parte. Nu, da, nu n-o are nimic, uite, mă duc să iau o cană sau nu mă... Camera aici, mă duc să iau o cană. Da. Dar nu mai stai și tu o oră, două, stai și tu. Nu, promit. Bă, da, ți-a ascuns copitorul ăla sau numai câteva? Băi, Marinescu, unde? Păi trebuie să vină, ați ascuns? Unde am ascuns? Uite, Paul a pus Mariana și scurii. Mie nici măcar nu arată așa de bine. Poza pe care am putut cu ea. Ce-ți mă imbră? Stai că vreau să mă spăl pe mâini cât murdar. Stai că nu te lepești de mine. Eu vreau să și-s foarte lipicios. Aaaa! Ache, a. Încă o pedeapsă. Ha? Încă o pedeapsă. Mă duc o dată și... Dai aici acum. Mai nu, duc... că nu pot să stau. Îmi trebuie o cană, vă rog. O ce? Căniță. O cană sau o căniță? O căniță. Cană nu cred că... Cană. Uite aia care ba da, acolo, este acolo sus. Pentru? Andrada, vezi că este pentru acolo. Pentru ăsta.
Dar în pahar nu poți să faci? Nu, că e ferbinte. Hai, Mariana. Hai, Paulic. Haideți, mă. Te-a băgat. Care vreți? Nu, nu, nu. Liderule, nu te mai plimba dintr-o casă în alta. Eu? Mă duc să servești și fetele, că nu mănânci numai tu. Tu vrei să iei cutia asta sau ce trebuia să faci? Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, na. Da, dă-le, mă! Vezi că acolo, vezi că acolo e Cristian. Nu l-am salutat pe Cristian, stai tu liniște, nu trebuie să-mi spui. Păi nu, dar mă gândeam că dacă vie ce-l saluți. Uite, mănâncă cu Matei. Tac. Hai tu, salută-l. Dar ce te bagi tu? Păi, dar ce vrei? Asta eu le-am adus. Dar nu sunt tale. Tu a cui să? Să ai o relație cu mine și să-ți placă altă persoană. Nu, și tu n-ai picat bine în treaba asta. N-ai picat, ești de acord cu mine? N-ai picat bine. Nu sunt de acord cu absolut nimic. Nu sunt de acord. Eu nu am spus, nu am venit. Îți repet aceleași lucruri. Eu nu am venit la tine să spun: băi, băiatule, vezi că îmi place de tine, vreau să am o relație cu tine. Eu nu am venit să spun chestiile astea. Cum au fost cu și băieții când a venit în casa noastră și au spus că vreau să cunosc pe aia, pe aia, pe aia. Așa pot și eu să spun. Vreau să te cunosc pe tine, pe cutare, pe cutare. Dă-mă porunca, ce vrei tu? Vreau să muți zona scobitorilor, să iei alte 15 scobitori, să le muți unde vrei tu. Dar nu știu în altă zonă. Pe aceleași să le iau pe toate? Nu pe aceleași, altele de borcan și să le iei, să le muți unde vrei tu, într-o zonă anumită. Adică. Să mai așezi un cățici pe scobitor undeva? Da, pentru Marinescu. Adică vrei... Altă zonă, să schimbi zona, că acolo nu o să-i găsească 100%. La mine sigur nu-l găsești. Dacă le-a spus. Dar borcanul îl găsește? Cum? Borcanul? Da. Am o idee. Bun, pentru cinci. Borcanul e pe acolo. Ia să zici dacă ți se pare tare. Așa. Să le spui, să le pui în fiecare, în spatele fiecărui tablou. Ia stai puțin. Astea nu sunt faine pedepsele. Pedepsele, da, te duci, o pupă aia, să... Mai multe chestii. Trebuie să-i scos masca la ace? Trebuie să-i duci acasă sau vreau să-mi... Îmi asum să stau aici. Nu ai cum să-ți asumi dacă liderul a spus că trebuie să mergi acasă. George, hai acasă. Dacă plec eu, plec și George. Dacă nu, nu plec. Și George. Când o să plece George, o să plec. Ah, ești influențat. George! Influențat, ești influențat de persoanele din casă. Spui tu mie ce să face bani? Unul, face și celălalt. Vezi, bombă. Dar dacă a țipat mai devreme să meargă... Alexandra! Dar de ce sunt reguli în casa asta? Vezi? Alexandru, de ce sunt reguli? George, de ce sunt reguli? Pe George și să... Hai, frate, că deja mă bat la cap și nu vreau să... Și nu vrei să ce? Vreau să te salut, a? Păi mă enervează. Nu zici nimeni nimic, zici eu. Vrei să pleci atât de păr, rup de asta în coace, că mi-a dat bără. Vezi că sale mele, nu, nu, nu. Aștept pedeapsa, vine vinită. 2, 3 și las aici. George. Am avut timp? Te întreb și eu așa, de curiozitate. Am avut timp? Ți s-a părut că am avut timp? Nu știu, nu m-am uitat la timp ce-ai făcut. În momentul în care tu ai... Ți-ai asumat acea pedeapsă? Păi dar nici n-a apucat să duc în casă. Ba da, m-am dus. Te-ai dus? M-am dus, da. În momentul în care tu ți-ai asumat acea pedeapsă, draga mea, toți băieții au început să coboare unul câte unul așa pe scări. Crezi că eu aveam timp să stau? Asta înseamnă că trebuie să fie pedepsiți toți. Uite, bă, parcă era pregătit. Bă, achi, parcă era pregătit aici cu scoci. Bă, ce... Mona! Fă și mie transmisia, te rog frumos, cu casa fetelor. Unde pune? Așa. O să pun... Alexandru se ascunde. Cauți în gunoaie, mă? Mona, unde? Mona, vino în casa, băieților! Hai, vino în casa, faci parte din pedeapsă! Faci parte din pedeapsă! Hai aici! Cine? Mona, Mona, aici! Mona! Mona? Da, dă pat așa! Mona, du-te-n casă! Hai, Mona! Hai aici, puțin! Faci parte din pedeapsă, hai puțin! Ce-i Mona? Da, 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 hai, hai! Te bag în aerul condiționat cu George. Nu, că uite unde e aerul. Vino aici, hai că faci parte din pedeapsă. Tu nu trebuie să faci nimica. Te bagi, fratele meu, aici. Hai, hai, aici. Vino cu aia. Hai, Mona, vino cu aia. Hai, Mona. Unde să mă bag, frate? Te bagi după acolo, în spate. Așa, după gratii. Așa, dar poți să stai jos. Așa. 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 Marinescu. Ar. Porunca lui Marinescu este următoarea. Hai, Mona, aici au fost, stai puțin, au fost extrase 15... David! Două secunde, vă rog, au fost extrase 15 scobitori. Explică-mi și mie. Ce? Explică-mi. Vezi, păi pedeapsă, tu nu vrei, tu aia nu faci. Stai să-i zic porunca lui. Vreau să-ți mulțumesc pentru că asta mi-am asumat-o eu. Vă mai dă-ți porunca. Da, au fost, este ceva ușor, nu e greu. Au fost extrase 15 scobitori și au fost ascunse undeva pe acolo. Cineva are pedeapsă cu mine! Trebuie să le caut. Nu, tu n-ai treabă. Cineva are
că n-ai treabă. Lasă-mă, Hai, George, vină cu aici. Haide, vină cu aici. Stați aici, dați un loc aici. Stați aici, amândoi. Mai apropiați. Ce e, o să mă spovedesc? Da. Nu, vă țineți de mână. Atenție, câine rău. Trebuie să vă țineți de mână jumătate de oră. Haide. Iar Alexandru fiind în spatele acestui... Dacă vreți, puteți să vă întoarceți în vers, ca să vadă și... Ia, ce să fac, frate? Întoarceți ca un invers. Tu le pui întrebări de care vrei tot în jumătate de oră. Întoarceți-te invers. Acum, dai drumul, dai drumul. Ce întrebări să le pun? Trebuie să vorbești ce vrei tu cu ei, doi timp de jumătate de oră. Punct. David! Vă rugăm să ne lăsați să încheiem pedeapsa. Nu, vreau doar să vină David în casa fetelor care o pedeapsă cu Andrade. Mai dreabă-mă o dată. Bă, mă lași? Are pedeapsă. Nu mă lasă. Are pedeapsă. Mai dreabă-mă o dată, Alexandru. Nu mă lasă. Achebono, lasă-l pe David care are pedeapsă cu Andrada. Mai întreabă-mă o dată, că n-a răspuns corect. Haide, Alexandru. Mai întreabă, tu ești. Achebono! Eu o să atent la ei. Mai întreabă-mă o dată. Ce ai zis, George? Mai pune-mi o dată întrebarea mie. Stai că am uitat-o. Măi, întrebat, ce-o spun eu? Dacă îi place altă fată din casă... Așa, George, îți place altă fată din casă în afară de Mona. Trebuie să dau și numele. Și dacă vrei să faci altă... Ce normal! Dacă mai face o altă femeie din casă? Da. Alexandra. Ce ai zis de Alexandra? A, probabil l-a întrebat pe ce fată urăști tu cel mai mult din casă, Alexandra. Andrada, zici ce pedeapsă vrei să-ți dau cu David. Gândește-te tu. Un dans romantic. Nu, ceva care să se răzbune. Nu mă bag. Andrada, de ce are pedeapsă? Am pedeapsă la băieți. Andrada, dar de ce l-ai ales pe David? Pentru că trebuie cu toți trei. David, Achebonu și George. Dacă cuplu a fost fake... Nu mai veni cu greață la noi în casă. Iar dacă cuplul a fost, pot să vorbesc. Dacă nu a fost fake, trebuie să o pup, nu? Da. Dacă a fost, da. Dacă n-a fost fake. Pe buză. No, sărut! Dacă n-a fost fake. Ce-am spus? Dacă nu a fost fake, împăcați. Păi da, dar din partea ta. Din partea ta, dar din partea Monei. Există șansa să vă împăcați? Păi da, din partea Monei. La momentul nu sunt trei. Dacă nu mă lăsați, sunt trei. Vin pe mine, voi! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, fetelor, cochetelor? Bine! Ați rămas cam puține. Wow, în sfârșit scaunul arată bine! Da! Este altul? Da! Frumos! Ce faceți? Bine! Am văzut că voi, Adriana și Alexandra, stați de vorbă cu Marinescu. Da! Și? Nu vreau să vorbesc. Cum nu vrei să vorbești? Ia zi! Nu știu, doamna Cristina... Eu când a venit Marinescu în casă și am spus destul de clar că vreau să-l cunosc. Așa. Nu că vreau o relație cu el, nu că... Și ce, s-a supărat pe tine? Nu, a zis că a dat un pas înapoi. Alexandra, tu ce părere ai despre asta? Eu cred că faptul că eu am spus astăzi că și ei îi place de același băiat, da, bineînțeles, să-l demoralizeze, cred că ar trebui să continue. Dacă într-adevăr vrea să facă o relație cu Adriana sau vrea să o cunoască în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că, până la urma urmelor, cum s-a spus, suntem într-o competiție și fiecare are dreptul să facă și să-i placă de cine... Normal! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.